Emoționante. Marisa Paloma ne vorbește despre provocările vieții de mămică. A trecut prin momente dificile, despre care ne-a povestit în exclusivitate. Unde mai pui și că este femeie de afaceri cu acte în regulă și pare că știe și care este rețeta succesului, priviți. Voiam să ne vorbești puțin despre micuța Iris, să ne spui ce face, cum e. E minunată, dacă stau să intru prea mult în subiect, cred că îmi dau și lacrimile. Nu puteam să primim ceva mai bun pe lume decât copilul ăsta, nu există. Totul se oprește la ea. Nu există problemă care să îmi extragă energia în așa fel încât eu să nu mai am energie pentru ea. Nu există. Adică, nu există, pur și simplu. Mai avem foarte puțin până să o dăm la grădini. Liviu nu e chiar atât de nerăbdător, pentru că are programul ei, lui cu ea. Se trece în fiecare zi la 8 dimineața să-i dea biberonul de dimineață. Doar în zilele în care el e foarte obosit, mă trezesc eu. Și, wow, ne-a schimbat viața complet. Ne mai dorim un copil, însă nu acum. Chiar într-o perioadă multă lume credea că sunt însărcinată. Eram doar grăsuță. Nici de cum așteptam al doilea copil. Ne mai dormim cu un copil mai mult pentru ea. Și eu am crescut cu o soră și Liviu a crescut cu o soră și am văzut ce înseamnă să nu crești singur la părinți și considerăm că ar fi wow să mai avem încă un copil în familie. Recent, acum în decembrie, am primit micuța Iris un an. I-ați rupt turta? Da. Cum a fost ce ați făcut? Le-am făcut pe toate, sper să ne judece nimeni. I-am tăiat și emoții, m-am rupt și turta. Mai mult de tradiții și de dorința de a-i păstra moțulețul. Că, în mod normal, fetelor, din câte știu, li se rupe turta, nu li se taie moțul. Și a fost o petrecere foarte drăguță cu oamenii apropiați. Ce moștenește de la mami și ce moștenește de la tati? Mi se pare că seamănă mai mult cu mine. Acum Liviu zice că seamănă mai mult cu el. De la Liviu moștenește caracterul ăsta foarte acid, e mult spus. Foarte impulsiv. Bun, are personalitate de când e mică. Până este călcat pe coadă, cum se spune. Așa e și ea, are o personalitate. Dar bine, nu pot să zic că eu nu aș avea și că nu ar putea moșteni asta de la mine. Însă ne bucurăm foarte mult că este un copil cu personalitate. Dacă ai da așa puțin timp înapoi, cum a fost momentul acela în care ai aflat că ești însărcinată și că vine acest îngeraș în viața voastră? A fost așteptat, nu a fost o surpriză. După prima lună de încercare a venit și rezultatul. Dar ai avut temeri înainte să vină ea pe lume? În momentul în care am stabilit că îmi doresc un copil, asta a fost. Cred că ăsta e sfatul meu pe care l-aș da viitoarelor mămici. Băi, să aștept în momentul în care chiar se simt pregătite că el vine. Da. Dar am simțit că ce a fost în momentul în care am spus lui Liviu, gata, ăsta este momentul să încercăm să facem un copil. Și ăla, aia a fost. Oricum eu îmi doream de mult să fiu o mămică tânără, așa e și mama noastră, ne-a născut la 23, respectiv 25 de ani. Dar sarcina cum a fost? A fost dificilă. Grea. Sarcina a fost grea de tot. Am avut o sarcină toxică până în al doilea trimestru. O vomitam în continuu, nu mă mai puteam bucura de viață, de soare, de plimbări, de nimic. A fost groaznic, groaznic. Deci primul trimestru a fost incredibil de rău. Am și plecat într-o vacanță la un moment dat în Dubai cu gândul că poate o să fie mai bine. De unde am vomitat în camera de hotel de 20 de ori pe zi. N-a fost cea mai ușoară sarcină. Și m-a așteptat foarte mult că am muncit. Chiar m-a așteptat mult că am muncit și că n-am stat acasă. Ăsta a fost și motivul pentru care nu m-am îngrășat foarte mult. Am luat doar 10 kg în timpul sarcinii. După al doilea trimestru, când am intrat în al doilea trimestru, parcă mi-a luat Dumnezeu așa tot rău cu mâna. Și din momentul ăla a fost tot mai ușor până prin a noua lună de sarcină, când lucrurile au început să iau o întorsătură. Dar de naștere ți-a fost teamă? Mi-a fost teamă că oricărei femei, cred că nu trece nicio mămică care, femeie care trece prin experiența asta și căreia nu este frică. Nu mi-a fost atât de frică încât să stau să mă gândesc doar la asta și Doamne ce fac, ce... Mi-a dorit foarte mult să nasc naturală până în luna 8-a de sarcină. Când a început doamna doctor să-mi spună că există posibilitatea, copilul nu era poziționat cum trebuie și mi-a spus să mă pregătesc că e posibil să nasc și prin cezariană. Și cu 3 zile înainte de naștere, copilul încă nu se întorsese, nu era în poziția recomandată, să zic așa. Deja am început să scadă lichidul amniotic și am luat decizia împreună cu doctor să nască prin cezariană. Nașterea a fost minunată, nu am simțit nimic, în prima zi a fost tot ok, mi-a văzut pe Iris la piept și am stat cu ea primele zile, doamne, a fost wow, prima zi de fapt. După care am avut niște dureri foarte mari. A fost grea recuperarea la mine. Tati, cum a reacționat când a văzut-o prima dată pe cea mică? E un genul care să aibă reacții din astea exagerate. Mă dau seama că s-a bucurat. Este un tată excelent și dacă l-aș fi avut partener, nu aș fi făcut copil atât de devreme.
El a fost unul dintre motivele principale pentru care am ales să iau decizia asta. Da, uite, tu ai simțit din prima clipă când l-ai văzut că el va fi tatăl copiilor tăi? Da, nu am știut. Am știut încă din momentul în care am intrat în relația asta, am știut că este o relație în care vreau să stau până la adânci bătrâneți. Știu că a avut o perioadă destul de dificilă atunci când a avut cea mică colici. Doamne, deci despre perioada asta nici nu vreau să vorbesc foarte multe, nu vreau să sperii mamele. Eu vreau să cred că este o situație particulară și izolată, un caz izolat. A fost foarte complicat. Cea mică avea și intoleranță la lactoză. Am descoperit asta, intoleranță la lactoză genetic. Și am descoperit asta abia când ea a împlinit vârsta de 6 luni. Și noi până atunci dădeam, eu n-am mai avut lapte după o lună și jumătate, aproape 2 luni, nu am mai adaptat-o la sân și am trecut pe lapte pe formulă. Și am trecut pe un lapte cu lactoză, ne știm că ea are intoleranță la lactoză și până la 6 luni noi dădeam copilului lapte cu lactoză, lapte praf cu lactoză, în condițiile în care ea avea intoleranță genetică la lactoză și adunat cu colicii, imaginează-ți, a fost un chin, plângea 17 ore din 24, o pasam de la unul la celălalt, nici nu mai avut viață în perioada aia. Dar relația voastră cum s-a schimbat de când ați devenit părinți? E mult mai wow acum. În momentul în care devii părinte, îți dai seama că ești all-in în relație. Zic eu că miza e mult mai mare în momentul în care ești un copil, plus că amândoi suntem două persoane familiste. Chiar a fost un loc inedit și neașteptată cererea. Am așteptat, nu știu câți ani, 3 ani de zile, îi tot spuneam, măi, opu, dar inelul când vine inelul. El stând până la vârsta de 40 de ani, fără să ceară pe nimeni în căsătorie, vă dați seama că a fost... Ce-ai fost prima și singura pe care a cerut-o în căsătorie. Da. Și de căsătorii v-ați căsătorit? Urmează, nu știu dacă anul ăsta sau anul viitor, urmează, însă vom anunța cu siguranță, nu va fi nimic în secret. Ne dorim să avem o petrecere frumoasă alături de cei dragi și de prietenii noștri și să ne distrăm și noi cu adevărat la nunta noastră. Tot ne aflăm aici, v-am să te întreb, de unde a pornit ideea de a-ți deschide acest business? După ce am câștigat o emisiune în urmă cu vreo 4, chiar aproape 5 ani, am fost chemată nici măcar la saloanele unde mergeam eu de înfrumusețare și la clinicile de remodelare corporală. În urma promovării mele și a postărilor mele pe care le făceam în mod voit, pentru că îmi plăceau foarte mult serviciile, ownerii respectivelor business-uri m-au anunțat că au venit foarte mulți clienți în urma recomandărilor mele. Și într-o seară mă întreabă Liviu dacă, băi, dar nu mai vine să deschide tu un salon de înfrumusețare, că să nu mai stai să mergi colo pentru epilat, colo pentru sprâncene, colo pentru unghii, nu mai vine să deschizi tu un salon. Din momentul ăla a durat 2 luni până am găsit prima locație și fix de ziua mea am semnat contractul, mi-aduc aminte, în urmă cu 4 ani și urmând ca la fix 2 ani distanță să-l deschid pe al doilea. Chiar mi-aduc aminte că am investit toți banii în primul salon de înfrumusețare. Când am ajuns acasă și după ce am plătit partea cealaltă, am avut de dat niște avansuri, chirii în avans, garanții și așa mai departe, mi-aduc aminte că mai aveam 1 leu. M-am bazat foarte mult și pe Liviu, ce-i drept, pentru că vă dați seama, nu, ce puteam să fac un leu. Nu m-am dus acasă, pentru că mi-am pus la un magazin să fac cumpărăturile pentru casă și mi-am dat seama că nu mai aveam decât banii respectivi, cu care am urcat repede în casă. Am luat niște bani de la Liviu și am cumpărat să plătesc. Una dintre cele mai mari provocări a fost în momentul în care a venit pandemia, fiindcă noi deschiseserăm salonul cu fix o lună înainte. Gândește că eu la fix o lună distanță a trebuit să închid business-ul timp de câteva luni până am avut din nou voie să îl redeschidem. Am luat-o ca pe provocare. A fost greu să găsești oamenii potriviți? Până acum nu am avut, să zic așa, momente în care nu am găsit personal. Îmi place să, atunci când știu că pot să trimit un om să învețe, să îi ofer educație înainte, prefer să fac. Și atunci fetele sunt foarte încântate când văd că înainte sunt trimise la un curs să se perfecționeze și apoi pot începe să lucreze în meseria lor. Cum gestionezi situațiile în care apar clienți dificili? Uite, te întreb pentru că știu că acum ceva timp, cred că astă vară, ai postat ceva pe story, o problemă pe care ai avut-o cu o clientă. A fost un caz la 1000, să zic așa, dar poate de asta m-a și deranjat. Nu prea avem cliente neserioase. Venise și ne-a menționat că nu are bani pe că nu are bani cash și că vrea să meargă să scoată de pe card, că merge până la un bancomat de vis-a-vis și că revine și n-a mai revenit. Până la urmă, să știți că în urma postărilor mele și în urma acestei zarve care s-a creat involuntar, clienta a revenit și și-a achitat procedurile. Avem un protocol foarte clar stabilit. Un protocol prin care zic eu că le obligăm, între ghilimele spus, să ne respecte așa cum le respectăm și noi pe ele. Noi avem multe cliente care au foarte multe alte treburi bine organizate
Și dacă noi le-am întârziat cu 30 de minute, vă dau un exemplu, noi le-am întârziat meeting-urile sau nu știu ce, poate alte întâlniri ar trebui mai au ele separat. Și ele vin special la noi pentru că știu că dacă ajung la 12 și programarea durează o oră și jumătate, ele la 13:30 sunt la recepție. Și zic eu că este un mare lucru și se întâlnește foarte rar în saloane. Ce ai sfătui pe cei care au un business și se află la început? Păi o să fiu foarte sincer, i-a sfătuit să meargă pe o franciză, fie că vorbim de business nu, fie că vorbim de alt business. Ăsta a fost și motivul pentru care, începând cu anul acesta, îmi doresc să francizez businessul respectiv, pentru că observ cât de greu este să încep un business de la zero. Și, practic, în varianta asta de francizare, ai preluat un business de la cineva care știe cu ce se mănâncă, care te poate îndruma, care îți poate găsi chiar și angajați, puțin în cazul meu, nu știu dacă și în alte situații, așa, și care îți obține toate autorizațiile necesare, adică care pur și simplu te pune în mijlocul business-ului, îți spune ce ai de făcut cu el și de acolo ține doar de tine să te ocupi cum trebuie. Da.